Acest cantonament a fost făcut cu scopul de a crea un grup, un grup unit, pentru că trebuie să formăm o echipă adevărată. Primul an la CSC a fost de acomodare. Cu toate astea, unul dintre jucătorii noștri a fost foarte, foarte aproape să se califice la un turneu regional. Este vorba de Vedeanu, care nu mai face parte din echipa noastră din motive personale. În acest moment ne-au mai venit niște jucători și avem alte orizonturi. Vrem ca 3-4 jucători din echipa noastră să ajungă în fazele superioare ale turneelor organizate de cei de la EA Sports. Pentru asta ne-am strâns în acest cantonament, pentru a ne antrena profi. Este primul bootcamp organizat vreodată în România la FIFA. Și ne place să credem că ne va ajuta foarte mult și va spori performanțele jucătorilor noștri. Am mare încredere în acest grup, am mare încredere în unitatea de echipă și sunt convins că vom ajunge sus la FIFA 21. Vă salut, fraților, Căpruciu Remus în numele meu, pentru cei care nu mă cunosc. Joc FIFA din 2008 la nivel pro și întotdeauna mi-am dorit să fac parte dintr-o echipă cu adevărat profesionistă. În trecut nu am avut ocazia să văd în România un astfel de eveniment cum este cel de acum, deși am avut performanțe foarte mari la nivel internațional. Nu a fost nimeni să organizeze ceea ce noi organizăm astăzi aici. Acest cantonament are scop de a crea practic viitoarele talente ale României în FIFA. Am mare încredere în ceea ce se întâmplă aici. Altfel, probabil când am fi organizat acest cantonament. Echipa noastră de FIFA se extinde în acest an. Anul trecut am pornit cu 2-3 jucători. Anul trecut nici măcar nu mă gândeam că vom ajunge în punctul acesta. Proiectul, din punctul meu de vedere, este un succes total și s-a văzut anul trecut cum dintr-un jucător care până în 2020 nu reușește nicio performanță notabilă la nivel internațional, adică la calificări nu reușește niciodată să ajungă pe bracket, cu ajutorul acestui proiect și cu seriozitatea lui, a fost foarte aproape de a se califica. Însă ați văzut cum e, primul pas în viață este totdeauna mai greu. Și când vrei să mergi în picioare, prima dată te împiedici, cazi și este un proces destul de lung până când înveți să mergi. Noi în primul an am învățat să mergem în picioare și acum suntem pregătiți să alergăm. Și suntem aici alături de jucători profesioniști care cu toții au reușit performanțe bune la FIFA 20, însă noi aici suntem să ajungem la următorul pas, să ajungem excepționali. Cuvântul excepțional este cuvântul bun. De multe ori te mulțumești cu puțin, însă în momentul când sunt foarte mulți oameni la un loc cu același scop și cu aceeași viziune, îmi dau seama că poți să mergi mult mai repede în față. Pentru că și dacă într-o zi mă trezesc și nu am așa de mult chef, sunt convins că sunt alții lângă mine care au chef și îți ridică nivelul de energie și în momentul ăla te antrenezi altfel. Ca să mai spun că întotdeauna 4 ochi, 6 ochi, 10 ochi văd mai bine decât 2 ochi. Așa că o să vedeți că după acest cantonament această echipă va decola. Salut băieți, sunt Alexandru Edelcu, sunt noul membru CSC eSport și fac parte din această echipă datorită turneului organizat de ei. Am venit în cantonament deoarece am găsit această escapadă ca un prilej pentru a aduna cât mai multe informații legate de joc și a ne antrena. Totodată este un prilej spre performanță. Noi aici avem cele mai bune condiții, avem oameni lângă noi și toți avem un singur scop în minte, calificarea la regionale. Salut băieți, sunt Antonio Crocană, jucătorul echipei CSC și al clubului de fotbal Dinamo București. Ne-am strâns aici pentru a ne antrena împreună, pentru a face ceea ce nu putem face acasă și sper să descoperim niște chestii cât mai interesante care să ne ajute foarte mult în drumul spre regional. Salutare băieți, mă numesc Ionita Claudiu și sunt noul colaborator al celor de la CSC eSports pe partea de coaching. O să vă ofer cele mai bune informații pentru a vă ridica nivelul vostru la Weekend League și la ceea ce vă propuneți voi pentru FIFA 21.
Salut lume, numele meu este Cătălin Habără și sunt noul membru al CSC eSports, câștigând drum dreptul printr-un concurs organizat de aceștia. Când am ajuns în echipa CSC eSports, am întâlnit mulți oameni care au un scop comun de a ajunge la regionale. Dar cu toate acestea, noi trebuie să fim un grup mai unit și să încercăm să aspirăm cât mai mult și la un nivel mult mai înalt de performanță. Salut, mă numesc Manu Bogdan, sunt băiatul de la Butoane și am ales să fac parte din CSC eSports pentru că am avut încredere în acest proiect și simt că putem duce România din nou la un nivel înalt.